Bună dimineața! Am dus-o pe Liuță la grădiniță, copiii mari sunt la școală și am venit acasă. Am făcut așa un, nu știu ce e asta, o tartinuță, pâine cu omletă și un pic de brânză topită și o bucată de dovlecel. Am pus aici și niște arahide și voi mânca în dimineața asta și vreau să vă arăt care este de fapt realitatea din spatele pozelor frumoase și a filmulețelor interesante. Ta-da! Da, fetelor, iată, asta e realitatea, de fapt. Am aici, dar imediat o să curăț totul, am aici vitamina C pe care o consum din 3 în 3 ore de ieri, pentru că un pic, iarăși, am răcit și, da, trebuie să îmi întăresc imunitatea. Și astăzi va fi o zi plină, o zi foarte interesantă și productivă. Trebuie, iau micul dejun, fac curățenie în casă, este ora 8:46. Până la 9 iau micul dejun. De la 9 până la 10 trebuie să reușesc să fac curățenie în casă, să scot hainele la uscat. La 10 am ședință, după care văd ce mai fac, poate mai scriu niște articole pentru că am mult de lucru. Trebuie să mă spăl și pe cap, să mă îmbrac și la ora 2 iarăși am o întâlnire. O întâlnire de lucru cu asociația. Dacă o să pot, o să vă spun mai multe detalii, dar până când trebuie să păstrez secretul. Și astăzi trebuie să facem dulceață de miere. Da, o să vă arăt imediat despre ce e vorba. Iată, Sergiu mi-a adus o geantă de asta mare cu miere, pe care trebuie să le alegem, pe cele bune le păstrăm, pe cele care, iată, sunt așa pătate sau trebuie, mai în scurt, trebuie să le să vedem care sunt bune de păstrat, care nu. Vom face dulceață. Am cumpărat aseară 2 kg de zahăr și mai spre seară, cred că, când voi veni și eu de la întâlnire plus și Sergiu de la lucru, o să facem dulceață împreună. Am aici maiaua. Mi-a scris acum Sergiu să hrănesc maiaua. Trebuie să pun maiaua aici în vasul ăsta, să adaug 3 linguri de făină. După care să clătesc borcanul, pun tot aici apa cu care am clătit și amestec bine. Și las la temperatura camerei. Sper să-mi reușească. Multe dintre voi îmi cereți rețeta de pâine cu maia. Eu am filmat ceva, urmează să editez vlogul acela, dar simt că trebuie să filmez de la început cum Sergiu face maiaua, cum o hrănești câteva zile la rând și am zis că o să fac așa filmuleț. Dați-mi, vă rog, doar un pic de timp. Așa, nu știu, eu sper că am făcut totul corect. Eu nici nu sunt specialist, să spun așa. Sergiu e cel care se ocupă de asta. Eu, cel puțin sau cel mult, pot iată doar așa să hrănesc maiaua. Deși am impresia că n-am făcut acum corect. Și pot să am grijă să nu sardă pâinea cât e în cuptor. În rest, cu frământatul, cu toate astea, se ocupă el. De asta o să filmăm, o să vină și rețeta, dar trebuie să fie și el disponibil ca să filmăm și așa mai departe. Un pic de răbdări, că vă rog. Iată, după întâlnirea cu fetele, cu ce m-am ocupat eu până acum, este ora 11. Pungile astea două sunt cu haine mari, care le sunt mari copiilor. Astea sunt haine de iarnă și mai avem câțiva saci cu haine groase de iarnă, cu geci, dar iată aici pe pat am scos de hainele de toamnă, din hainele care sunt așa mai grosuți, gen malete, așa, vestuți.
Și vreau să, numai că nu știu dacă o să fac asta acum, vreau să le sortez, să vedem care le vin copiilor, care nu le vin, care rămân, care îs de dat și așa mai departe, pentru că sunt haine care fie deja îi sunt lii mici, fie copiii mai mari nu le poartă, fie sunt deteriorate și așa mai departe. Așa că cred că mai întâi eu să merg să-mi spăl părul și după ce o să-mi spăl părul, cât o să las așa să se usuce, până pe la vreo 1, o să mă ocup de hainele astea. Cât am avut ședința cu fetele, am reușit și am pus și niște articole. Așa că, cumva, lucrul pe astăzi mi l-am făcut, deși mai am încă de scris câteva postări pentru asociație, dar pe parcursul zilei, vedem, dacă reușesc bine, dacă nu, nu. Sergiu, la ora 3, trebuie să meargă să ia copiii mari de la școală și împreună să meargă la McDonald's. Le-a promis că o să, nu știu ce meniu este acolo, nu știu ce ofertă, și o să meargă cu ei. Dacă reușesc și eu, foarte bine. Dacă nu, deja o să ne întâlnim acasă. Este ora 1 și vreau să mănânc, așa că vreau aici să călesc un pic dovlecei ăștia. Am orez cu porumb și acesta va fi prânzul meu și un pic de smântână. Așa. Și acesta va fi prânzul meu, smântână, am aici brânzică, am orez cu porumb și dovleac. Dovlecel, nu dovleac. Merg să mănânc și între timp o să... Nu recomand să faceți ca mine, dar eu nu am alt timp în care să vizionez Virgin River, de asta o să fac acum în timp ce mănânc. Și întâlnirea noastră s-a amânat, vom avea o ședință online, dar nu la ora 2, ci la ora 5. De asta până atunci eu sunt liberă, dar am zis că ducem copiii la McDonald's. O să merg și eu cu ei, nu cred că o să mănânc pentru că va fi deja prea mult, dar vedem, poate bea o cafea acolo. Și după ce revenim acasă, cred că o să facem gemul sau dulceață sau nu știu ce va fi. Mai întâi Sergiu să meargă să o ia pe Lia, eu la 5 o să am ședința, la 7 mai am o ședință. Ei, femeie ocupată, ce să mai grăim. După care, între timp, sau vedem, o să facem și gemul și o să vă arăt și vouă, evident. Dacă am zis că filmez vlog de o zi sau poate mai mult, vedem. Înseamnă că filmez. Gata. Am scris în agenda mea Greenway. Ea cam e pe ducă, dar până la sfârșitul anului o să mă slujească ea. În jurnalul recunoștinței și mi-am făcut planul săptămânal aici. Așa, urmează câteva zile pline. Sper să fie tot bine, să mă simt eu bine și să le duc la final pe toate. Cum e, bună dimineața? Du-te și du asta și las-o aici. Care? Asta, las-o aici. Da, cum nu? Și este nu? Ai fericire? Vă rog frumos lăsați. Ceva s-a întâmplat? Nu. Nu? Hai, dă-te fugă. Așa, am avut ședință și acum repejor vreau să vă arăt ce am cumpărat de la Kaufland. Am găsit la ofertă, iată așa, două sticle. Cecileș, Stelian, veniți încă. Pentru Cecileș, pentru Stelian. Așa, vă le luați și vă le strângeți. Am cumpărat, pune-te rog acolo, hârtie. Ce mai avem aici? Apă pentru Lia. Să-și ia la grădiniță. Am cumpărat aici. Așa, am cumpărat niște, iată, două chestiuțe din astea pentru... Asta e una lui Cecilia și una lui Stelian, să-și ia la școală. Mama, dar eu vreau să vă
Da, hai de vezi. Am cumpărat două coșulețe din astea pentru depozitare și unul din plastic. Așa, două tocătoare, avea un preț foarte bun și încă un coș. Cecilia, hai te rog, deschide-o. Da. Am mai cumpărat sare, apă și șervițele umide. Copiii își iau la școală șervițele umide. Și iată așa arată coșul ăsta de depozitare. O, îmi place. Iată. Asta trebuie să dai în jos. Și asta să dă. Stop, Cecileuța. Iată așa. Super. Iată așa, e frumos. Îmi place. Dar și vrei spui tocător aici? Da. Și astea sunt cumpărăturile noastre. Mama, plus apă. Am cumpărat câteva sticle cu apă. Da? Bine. Iată, vă spuneam că merele care sunt așa mai... le spălăm, le curățăm și le punem să le facem dulceață, da? Da. Să facem și un campoțel. Da, eu vreau și un chec cu mere pe mâine. Un chec de post. Am un termin eu ședința și ne ocupăm. Iată cum a crescut maiaua după o zi de stat în bolul ăsta. Și facem? Adăugăm făină? Da? Să și facem. A, o cântărești. Am proporții, am formulă de calcul. Ei, au, o să filmăm odată și o să vă arătăm. Și două ore de muncă, iată să aici. Am pus în ceaun. Merile cu zahăr și le lăsăm să fiarbă. Hai, povestește-ne ce faci aici. Ce facem? Am luat maiaua din bol, am luat o lingură și am pus-o în borcanaș. Păstrăm pentru data viitoare, la frigider. Uh-huh. O înmulțim. Hai, pune mai repede. Așa. Și restul am pus-o în lighean, 520 de grame. Avem, ai cântărit. Da, am cântărit-o pe cântar. Cântarul s-a stins într-un timp. Așa. Și eu coc pâinea după următoarea formulă. Nu știu, ne-am găsit pe un site, nu ți-am minte. Care mai scurt. Mai ia 280, apă. Deci aici sunt proporții pentru porția care era. Aici, cum aici, eu am aici. Făcut o formulă, pe care am introdus-o în Excel. Se vede, da? Se vede, da. Și eu când de fiecare dată când coc, eu schimb doar cantitatea de maia. Deci, data trecută am coc din 400. Acum facem 520 grame de maia. Și automat se modific toate celelalte ingrediente. Deci, la 520 grame de maia, eu pun 715 grame de apă, făină, 1314 și 29 de grame de făină. De sare. De sare, da. Așa. Asta e. Da, să ne arăți într-o zi. Să ne arăți cum să facem maiaua, da? Da. Să filmăm de la zero, pentru că și eu vreau să învăț. Bine. Hai, acum pune făină, pune toate ingredientele și Doamne ajută. Da. Cât Sergiu acolo cu aci pâine, eu merg să pun hainele afară, m-a uscat. Am aici o grămadă de post la loc, dar cred că mâine o să mă ocup de ele pentru că sunt foarte obosită. Astăzi ne-am propus să ne culcăm la ora 9. La ora 9 deja să dăm stângerea pentru că suntem foarte obosiți. Am avut astăzi 3 ședințe. Plus am mai fost, ați văzut, și la magazin și sunt obosită, vreau să mă odihnesc. După ce dăm stingerea, poate o să citesc ceva sau o să vizionez un film, vedem. Principalul să doarmă copiii, să facă liniște și pe urmă vedem noi ce facem.